Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Probabil un filmuleț în care le facem zbor de pe pod. Porumbeilor, prietenului nostru Radu, cu ocazia aceasta ne-a rugat să mai facă un antrenament și evident în baza antrenamentului facem și noi o filmare pentru canal. Avem aici 5 sau 6 bucăți de porumbei, nu mai știu exact cât mi-a dat. Cred că 5. Da? 5 bucăți de porumbei. Bate cam soarele și nu știu cum cât de bine se filmează. Cred că doar 5, dar nu mai contează cât sunt. Important este că vor pleca de aici, sunt porumbei voiajori. Suntem într-o locație superbă, în drumul Taberei, în parcul din drumul Taberei. A, uitați ce frumos este tot în zonă. Și vom avea și un... Vor avea și un și o zonă foarte bună de filmat, pentru că suntem cumva sus la înălțime și se poate vedea foarte ușor. Mai trece cineva pe lângă noi, fiecare mai vorbește de una de alta, dar asta contează mai puțin. Important este să nu stau eu în lumină. Imediat acum, după ce va trece și acești copilași, vom proceda la eliberarea lor. Haideți să începem. Chiar acum. Haide. Stai. Deschis-o. Așa mă ajută fetița mea. Dai doar una să deschide, ca să putem să dă-te așa. Dă-te din fața lor. Vedem? Ia, dă-te din fața lor să poată să iasă. Un reușit. Să vedem. 2, 3, hai cu mai unul. Ia uitați, deja și-au luat viramentul. Ia uitați, sunt 4 în dreapta și 3 în stânga. Nu știu dacă se observă, eu îi văd foarte bine. Sper că se vadă și pe ecran. Mai fac un tur de... Da, te vedem și pe tine. Mai fac un tur de orientare și deja se îndepărtează. Cam exact în direcția, cam așa, în direcția puțin spre stânga. Ei au plecat puțin spre dreapta, dar cred că încă își fac rotirile de aș lua coordonatele. Nu mai văd decât 4, ba nu, sunt 4 sau 5, nu-i mai văd foarte bine, sunt deja niște puncte, s-au îndepărtat, sunt cam pe aici, pe la dreptul pomilor acestora. Ba, aici sunt niște coțofene, mai zboară, dar s-au dus destul de bine. Cred că exact s-au dus fix de data aceasta în direcția casei, este o zi superbă, vedeți soarele pe cer, aici suntem în parc, așa cum am spus mai devreme. Așteptam că mai fac câteva ture de rotire deasupra podului. Aici suntem deasupra podului și credeam că se vor roti și voi putea prinde în câteva secvențe, dar cu ocazia aceasta filmăm și parcul, un loc public din București, parcul Drumul Taberei, puteți să-l vizitați cei care doriți. Porumbeii nu se mai văd, s-au îndepărtat foarte mult. De data aceasta au fost chitiți pe treabă să se ducă direct acasă. Cam atât cu episodul de astăzi. Ce să vă mai spun așa despre parc. Haideți să luăm niște cadre și din partea aceasta. Vedeți parcul și pe partea aceasta. Noi suntem, cum am spus, pe pod. Acesta e podul. Pe aici copii se joacă. Foarte frumos. Hidrobiciclete. Acesta este pilonul sau stâlpul de susținere al podului, este un pod suspendat. E un pod nou, relativ acum făcut de puțin timp. Cam atât cu video de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Vă urăm, ca de obicei, o zi excelentă cu aceste peisaje din drumul Taberei. Pare rău. Da, din păcate porumbeii nu s-au mai rotit, așteptam, cum am spus, să îi mai prind în câteva cadre, dar n-am mai putut face acest lucru. Așa că voi încheia video cu aceste secvențe frumoase cu fântâna arteziană din parc. Vă urez
tuturor o zi excelentă și vă aștept cu drag la un nou episod. Dacă doriți să ne susțineți și ați rezistat până la sfârșitul videoului, ne-ar ajuta cu drag un like și un comentariu. Asta pentru susținere, pentru promovarea canalului și implicit a animalelor, a porumbeilor și a tuturor. Și mulțumim și prietenului Radu pentru ajutor. O zi excelentă tuturor, numai bine! La revedere!